Mierea de salcâm, polifloră, de floarea soarelui sau de rapiță sunt doar câteva dintre sortimentele pe care le puteți găsi în aceste zile la Craiova. Prețurile variază între 25 de lei și pot ajunge până la 50 de lei. Apicultorii spun că mierea merită toți banii pentru beneficiile pe care le are pentru organism. Mierea de salcâm este foarte bună pentru digestie, pentru cei care au o lipsă de calciu, de minerale, este mierea de mană, mierea de brad popular cunoscută, mierea de albăstriță, pentru cei care au ceva probleme cu ficatul, mierea polifloră, pentru cei care au nevoie de un surplus de vitamine. Am văzut că aveți și preparate cu ghimbir, cu sfeclă. Exact, cum da. Cum se prepară? Prin presare la rece, sfecla, o dăm prin blender și amestecăm cu miere, ghimbirul la fel, blender și miere, iar cătina, merișorul și coacăzele le presăm. Păstura este un produs special, este un, v-am spus, un complex de minerale și vitamine, are calitatea de a stimula secreția glandelor interne, de a proteja ficatul. Și nu doar miere și produse apicole găsiți la târg, ci și echipamente și unelte necesare apicultorilor. Avem absolut tot ce ține de apicultură, începând cu rame, stupi, echipamente de extracție, echipamente de lucru în stupi, echipamente de protecție, tratamente pentru albine, hrană pentru albine, până la partea finală, mierea, păstură, propolis, toate obținute la noi în stupină. Spre deosebire de anii trecuți, anul acesta la târg au venit foarte mulți apicultori. Anul acesta, în creștere de la un an la altul, avem un număr de aproximativ 90 de expozanți, cu un număr de circa 120 de standuri de prezentare și vânzare. Târgul apicultorilor a ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție la Craiova.